Trei legi importante, alegerile locale, finanțarea partidelor și legea înființării partidelor politice au intrat de o săptămână, zic bine, în dezbateri parlamentare. Dar ce faceți cu legea alegerilor generale și legea votului prin corespondență? Discutăm toate acestea cu deputatul PSD, membru în Comisia de Cod Electoral, doamna Gabriela Podașcă. Așadar, când vor fi gata cele două legi restante? Alegerile generale, vot prin corespondență. Săptămâna trecută, plenul Camerei a dat un vot favorabil pentru legea finanțării partidelor. Au rămas, într-adevăr, legea înființării partidelor și legea alegerilor locale în dezbatere, urmând ca perioada următoare să intre în circuitul legislativ. Din câte cunosc, legea partidelor se află la Senat, urmează să intre în dezbatere și ulterior votul va fi dat de Camera Deputaților. La fel și pentru legea alegerilor locale. În ceea ce privește votul prin corespondență, mărturisesc că nu am văzut niciun proiect al PNL-ului. Mâine ne vom întâlni din nou în cadrul comisiei și probabil că vom analiza întâi pe principii, trebuie stabilite principiile, și ulterior forma finală pe care legea o va lua ca și text. Deci legea finanțării partidelor a fost adoptată săptămâna trecută. Și merge la promulgare. Și merge la promulgare, așteptăm punctul de vedere al președintelui, care are posibilitatea, bineînțeles, să o întoarcă. Acolo erau mici probleme, unele semnalate chiar de HOD, și anume posibilitatea ca partidele, respectiv candidații, să contracteze pe durata campaniei electorale împrumuturi. Știm că noile principii de finanțare prevăd rambursarea unei importante părți din cheltuielile electorale de la bugetul de stat și era acolo un mare semn de întrebare dacă nu cumva prin împrumut fictiv ajuns să decontez de la bugetul de stat diverse împrumuturi luate în ghilimele de la prieteni. Bun. Acum trebuie făcută o precizare foarte clară. Depinde ceea ce ne dorim. Am văzut în spațiu mediatic foarte multe cazuri în care politicienii au apelat la oameni de afaceri cu dare de mână în a-și sprijini campaniile. Eu cred că trebuie să mergem mai departe și această finanțare exclusiv de la buget elimină această problemă a celor înțelegeri ascunse, da, între politicieni și oameni de afaceri. În același timp, un politician trebuie să facă rost de bani înainte ca statul să îi deconteze. Da? Și avem mai multe variante. Donațiile, împrumuturile contractate de la instituții bancare și instituțiile de la persoane fizice. Până la urmă e vorba de rolul instituțiilor, abilitate să verifice modul în care tu ai obținut acei bani, dacă respectă sau nu prevederile legale. Noi nu putem să condamnăm o lege de la bun început doar pentru că ar putea exista această prevedere. Nu există nicio lege perfectă și bineînțeles că cetățenii pot fi destul de inventivi, politicienii pot fi destul de inventivi în a găsi portițe. Deci înțeleg că nu vi se pare o vulnerabilitate în lege, o portiță deschisă pentru finanțări negre în campanie electorale, care culmea să mai fie și decontate de la bugetul de stat? Ține de responsabilitatea fiecărui politician în parte până la urmă. Repet, dacă consideră că poate să apuce pe acea portiță asumându-și, bineînțeles, o serie de, cum să vă spun, până la urmă tu trebuie să fii conștient de riscurile la care te supui. Încălcarea legii poate să conducă la, nu-i așa, o serie de sancțiuni. Tu trebuie să fii conștient sau nu de aceste riscuri. Dacă vrei să ți le asumi, bun, dacă mizăm pe responsabilitatea politicienilor, responsabilitatea candidaților din ziua de azi, cred că suntem naivi. Mai contează și cât de permisive sunt legile. Ori aici, senzația mea e că ați fost, nu dumneavoastră personal, ci acolo în Parlament, în Comisia de Cod, extrem de generoși. Nu cred. Noi cred că am reglementat foarte clar care sunt sursele de finanțare la care poate apela politicienii. Ceea ce nu exista în legea anterioară. Adică lucrurile sunt foarte clare. Trecem mai departe. Susțineți la revenirea votului pe listă că urmează, cum spuneați, legea alegerilor generale. Bun. Atât PSD-ul cât și celelalte partide susțin că e o idee foarte bună votul pe listă, dacă ne amintim de dezastrul provocat de votul uninominal din 2008 și 2012 încoace. Adică în continuare avem o inflație de parlamentari, 600 de parlamentari. Trebuie să vedem care este formula cea mai bună pentru a reduce numărul de parlamentari, dar în același timp să asigurăm o reprezentare cât mai bună a intereselor cetățenilor în Parlament. Și până în prezent aceasta a fost singura opțiune acceptată de toate partidele. Da, nu vi se pare că trecem dintr-un
dintr-o extremă în alta, adică am avut un sistem de vot uninominal prost, nu votul uninominal în sine e prost și a dus la monstruozitatea asta de parlament de astăzi, ci un sistem aberant, și schimbați un sistem aberant întorcându-ne la un vot pe listă care frustrează foarte mult alegătorii în ziua de astăzi. Și vă spun foarte mulți cititori asta, dar bun, ne întoarcem din nou la candidați stabiliți de șefii de partid. Până la urmă, fiecare partid își asumă, iarăși revin la responsabilitate, de această dată a partidului. Și fiecare partid va fi interesat să-și facă o listă de cu oameni cât mai buni, cât mai competenți, recunoscuți, bineînțeles, în comunitățile din care vin și fără niciun fel de pată. Este interesul tău, ca partid, să ai o listă cât mai bună. Dacă îți dorești, bineînțeles, să câștigi alegerile. Și cred că acesta este interesul oricărui partid. Eu nu cred că ne facem un regres în acest sens. Este pur și simplu o opțiune pe care o avem la îndemână pentru a schimba un sistem electoral care, într-adevăr, a provocat mai multe probleme decât ne-am fi închipuit atunci când l-am implementat. Apropo de modul de promovare în politică, sistemul de alegeri generale e esențial. Nu mi-e foarte limpede cum ați ajuns dumneavoastră în politică în funcția de consilier la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul în perioada 2008-2009, când era condus de actualul prim-ministru de Victor Ponta. Cred că dacă v-aș povesti, nu m-ați crede. În perioada studenției am activat într-un ONG care se chema Prime România. Era asociația... Cum? Prime România. Asociația studenților la comunicare și relații publice și cred că este prima asociație de acest gen care a fost fondată în România. Unul dintre marile proiecte pe care Prime România l-a implementat acum 7 ani de zile a fost organizarea unui congres național al studenților la comunicare și relații publice. Acest congres era împărțit pe 3 paliere. Zona comunicării, politică și media. Fiecare dintre membrii Prime România a avut în atribuție de a contacta fie un politician, fie un om din relații publice, fie un om din publicitate și de a-l determina, de a-l convinge să participe la aceste dezbateri. Chiar dacă vă vine să credeți sau nu, Victor Ponta a fost cel pe care eu ar trebui să-l contactez și să-l rog, prezentându-i, bineînțeles, proiectele congresului nostru și să participe la acel eveniment. Bun, lucrurile au ieșit foarte bine, au fost foarte mulți studenți care au participat. Dacă mi-amintesc bine, invitat a fost și Crin Antonescu, dar domnul Crin Antonescu nu a participat. Și de atunci lucrurile au evoluat. Am continuat să rămân aproape de domeniul politic, am activat la cabinetul de avocatură a domnului Victor Ponta și apoi a apărut această ocazie de a lucra ca și consilier. Pe zona de comunicare sunt specializat. Ați lucrat și în cabinetul de avocatură al domnului Ponta? Am lucrat ca și voluntar. A fost o perioadă de adaptare și să vedem dacă într-adevăr putem să avem un proiect comun. Tot actualul prim-ministru v-a încurajat să candidați în 2012 la Parlament? Sprijinul domnului Ponta a fost foarte important, dar la fel de important a fost și sprijinul organizației PSD Sector 3, în care activez. Tema zilei în PSD, și o să revenim la legile electorale, că ele sunt subiectul discuției noastre, dar tema zilei, nu putem evita, rămâne integritatea. Știrea zilei este că în Comisia Juridică, în cazul fostului ministru de Finanțe, Darius Vâlcov, avem 5-5, deci parlamentarii PSD din Comisia Juridică au votat împotriva arestării preventive a domnului Vâlcov. Asta la câteva zile, doamna Podașcă, după ce premierul Victor Ponta, cel care v-a susținut în politică, a vorbit despre PSD ca un partid care în următorii ani va putea ajunge partidul toleranței zero față de corupție. Nu e un foarte bun început ăsta. Mărturisesc că nu știu foarte bine situația din Senat și cu atât mai mult de la nivelul Comisiei Juridice. Eu vreau să vă spun că este un angajament, cel al toleranței zero față de corupție, pe care ni l-am asumat la Consiliul Național, împărtășit de toți membrii partidului, dar până la urmă nu poți să impui tu de la centru cum să voteze un parlamentar, indiferent că vorbim de PSD, avem cazul PNL-ului, cazul domnului Vosganian, foarte cunoscut. Așa că dar votul ține domnul de conștiința fără votul PSD-ului n-ar fi fost salvat nici el.
revin, n-aș vrea să comentez foarte mult pentru că este o situație care ține de Senat. În ceea ce privește Camera Deputaților, am încercat să respect, adică mie mi se pare că orice parlamentar, indiferent de partidul din care provine, trebuie să-și rezolve problemele cu justiția în justiție și nu în Parlament. Și aici aceea... se pune problema credibilității mesajului pe care îl transmiteți. Așadar, la câteva zile după ce partidul, în mod lăudabil, adoptă un set de reguli de integritate, ceea ce PSD nu avea. Care au intrat în vigoare imediat a doua zi. Au intrat în vigoare imediat a doua zi, spuneți. Deci cu atât mai mult ne așteptăm de la PSD la un comportament și în Parlament în aceeași direcție. Ori parlamentarii proprii vă subminează demersul de a convinge populația că PSD nu mai e partidul care își apără corupție. Dimpotrivă, întărește această imagine. Eu nu aș vedea-o în acest sens. Revin, nu cunosc situația de la nivelul Senatului. Până la urmă, fiecare parlamentar poate alege într-un fel sau altul să respecte până la urmă aceste modificări. În ceea ce privește partidul, da, noi am prezentat o serie de modificări la statut care intră în vigoare de a doua zi. Mai mult, la nivel politic avem foarte mulți lideri politici din teritoriu care din cauza faptului că se confruntă cu anumite probleme penale, ei li s-a retras sprijinul politic sau au ales să-și dea demisia. Mai mult de atât, nu știu ce aș putea să vă spun. Dacă ați fi, păi, încercați așa, să vă imaginați că sunteți încă șefa biroului de presă al PSD, ați fost o perioadă. A fost o perioadă foarte bună. Și dacă ați fi acum la partid, ce ați spune publicului? Cum prezentați situația asta? Pe de o parte, vreți să proiectați imaginea partidului cu toleranță zero față de corupție și aveți în Parlament parlamentari care apără un fost ministru cercetat penal. Bun. Nu este în atribuțiile șefului biroului de presă de a comunica, ci a purtătorului de cuvânt de a transmite un mesaj. Dar mesajul este acela pe care l-a prezentat președintele PSD la Consiliul Național. Cel de toleranță zero față de corupție. Cum se manifestă ea? Se manifestă prin implementarea acestor prevederi în fiecare din organizații. Și este cazul pe care vi l-am prezentat mai devreme. A unor președinți de organizații care au înțeles aceste prevederi și le-au urmat. Prin urmare, și-au dat demisia din funcțiile politice pe care le aveau, dacă se încadrau, bineînțeles, în acele criterii de integritate. Păi, în cazul ăsta, cred că o să aveți în curând parte de o mică revoltă internă în partid. Că sunt destui primari, consilieri locali, cercetați penal, trimiși în judecată, nu doar la PSD, și la PNL și la PDD. Dar deocamdată discutăm de cei de la PNL. Ce faceți? Chiar Olguța Vasilescu, mi-aduc aminte, că ridica problema asta în Congres și spunea, domne, abuz un serviciu, așa cum e definit acum, păi ce o să facem? O să ne decimăm partidul, în teritoriu, consiliu, cu regulile astea. Nu în Congres. În Consiliul Național. Bun, ce putem să facem? Vă dați seama că unii ar putea să fie de acord, alții nu. Dar important este că tot mai mulți lideri și tot mai mulți membri ai PSD-ului înțeleg că e nevoie de o schimbare. Și că acesta este unul dintre motivele pentru care am pierdut alegerile în 2016, în 2014. Și vă mărturisesc că este frustrant pentru un guvern cu atât de multe realizări, cu creștere economică, creșterea numărului de locuri, să ți se arunce mereu în față această problemă a corupției. Practic, noi nu reușim să trecem de această percepție reală, și să ne prezentăm. Adică e reală problema asta? Inventează cineva dosarele astea? Noi nu vorbim dacă o problemă e reală sau nu. Noi vorbim de percepția în ochii cetățeanului. Dar noi și acea percepție este corectă, pentru că realitate, nu poți decât să te raportezi la acea percepție. O să vedem, sunt foarte multe cazuri particulare de lideri din județe care au acum procesele în desfășurare. Eu nu pot să mă pronunț asupra tuturor și să vă spun dacă ei sunt vinovați sau nu. Până la proba contrarie, să ne vinovați.